Doar informativ, sunt colega dumneavoastră. Momentan, educat în Ministerul Educației, am 32 de ani, sunt profesor, am colegi de sală, sper că mă recunosc, profesor de matematică și sper o locul meu. Am pretenția că știu bine sistemul, pentru că n-am sărit niciun fel de etapă în viață. Am fost director de școală financiară, de liceu tehnologic și subliniez cu toată partea importanță în discuția de astăzi. Am fost și în sectorul de matematică, în sectorul general de mai multe ori, temporar secretar în sala de educație. Deci este vreau să subliniez asta, pentru că atât eu cât și mulți colegi de mei din cadrul ministerului, provenind din sistem, nu sunt deloc în de realitate și ne enervează de foarte multe ori când vin pe la noi responsabili și responsabili de informații de la fiecare de ei. De acolo venim și toți la fiecare. Acum 2 ani eram la cateră. Ne dezbaterea 1968, că e mai oficial la Ministerul Educației astăzi. Ceea ce vreau să subliniez de la bun început este că aceste dezbateri nu sunt de formale și nu le facem doar de dragul de a le face. Nu știu dacă vreuna de cele 68 nu s-a acordat, cu măcar o foarte mică contribuție la proiectul legii învățământului pe universitate, pentru că subliniez cuvântul proiect. Ministerul Educației a pus tema asta în proiect, așa cum am considerat de bun, și în urma tuturor consultărilor pe care le-am avut și am avut atât consultări pe categorii de actori în domeniul educației, vorbesc aici cu asociațiile elevilor, cu asociația de părinților, cu asociații sau grupuri de întreprinzători privați în ceea ce privește cel puțin învățământul profesional și tehnic. Dezbaterea ca cele de astăzi aici, care reunesc, cred că nu greșeți atât cât și elevi din sală, sau sunt niște profesori foarte bine, nu-mi dau seama, profesori în general, nu știu dacă sunt și părinți. Ideea principală este că am discutat, sunteți părinte, da? Ca mulți alți de aici care au dubii, și de părinți și de profesori, ca și mine. Așadar, aș vrea să subliniez, de exemplu, că știm foarte bine care sunt propunerile fierbinți ale legii. Și cred că nu vă supărați pe mine, dar pentru că mă consider parte a corpului profesoral cu aceleași calități și defecte ca ale majorității colegilor noștri, și foarte bine ce înseamnă rezistența la schimbare de sistem, care e natural. Un sistem cu 200.000 de cadre didactice se va mișca greu și va răspunde greu la schimbări. De asta, punctele fierbinți ale proiectului sunt cele care produc schimbări mai radicale. Nu știu, am să iau exemplu admiterii la licee, examenului de bacalaureat, statutului personalului din palate, grupuri, grupuri ale copiilor, grupuri sportive școlare, centrele județene de asistență psihopedagogică și centrele de excelență. Cu toți aceștia am avut întâlniri separate. De fiecare dată am găsit soluții și am promis, ca în textul final al legii, soluțiile să fie cele bune. Nu de luni ne-am întâlnit cu federațiile sindicale reprezentative din învățământul universitar și cred că sunteți la curent că o serie de măsuri din acestea, din punctele de fierbinți, le-am agreat astfel încât să fie, dacă nu perfecte, mai bune decât cele pe care le-am propus. Atât cu privire la examenul de bacalaureat, cum e una din cerințele pieții, să zic așa, a fost probă de limba română separată, am acceptat-o. În ceea ce privește instituțiile conexe, am agreat împreună ca acestea să rămână în rețeaua unităților de învățământ, să se primească unități de învățământ pentru activități extrașcolare, personalul să nu știe administratul de cadru didactic, doar partea administrativă să treacă la autoritățile locale, ceea ce crește, de exemplu, Palatul Copiilor la autoritățile de la nivel județean. Am mai agreat împreună și admiterea la liceu, probabil că sunteți la corect, s-ar putea vorba unii de dumneavoastră să vă plictisesc, dar dacă sunt totuși oameni care nu știu, vorbesc pentru aceștia. Nu am renunțat la cele două modalități de admitere la liceu, doar că am schimbat puțin ordinea, astfel încât toată lumea să susține valoarea națională. Toată lumea, în măsura în care o susține și anul, pentru că știm foarte bine că educatorii și nu prea înțelegută potențial ce vor forța de toată lumea susține. Dar am considerat că dacă am dat admitere la colegii, colegii de toate felurile, nu numai colegii naționale, atunci interesul pentru evaluarea națională ar fi scăzut, mai scăzut și n-ar mai fi atât de relevantă.
Valoarea națională are domnul scop, atât scop de realizare, cât și scop de măsurare a sistemului, ca să spun așa. În general, pot să imaginez că am auzit orice propunere posibilă pe marginea proiectului de lege. Vă mulțumesc că am avut și propuneri scrise care cumulate depășeau cantine în urmă de pagina legii, dar asta probabil a fost un exces de zel. Niciodată să vorbesc foarte mult. Sunt aici cu agenda și stilul să votez. Și cu promisiunea că ceea ce propuneți dumneavoastră astăzi aici, dacă n-am eu argumente mai bune să susțin poziția Ministerului, transmit mai departe pentru a fi luată în considerare. Am să dau un singur exemplu pentru că am venit aici și am întârziat 2 minute din cauza faptului că am avut o întâlnire cu o categorie de colegi de-ai mei, profesori de educație fizică. Sunt sigur că sunt și în sală, sunt sigur că au și niște supărări. Avem profesori de educație fizică în sală? V-ați ocupat. Sunteți toți ca și la jumătate. Aici am să cer cumva dezbaterea cu niște informații foarte ușoase. Când am luat decizia de a nota altfel cele trei discipline, educație fizică, educație muzicală și educație plastică, altfel decât pe scara de la 1 la 10, am plecat la presupunerea că în zona asta notele sunt către valoarea maximă pentru toți copiii și că nu reprezintă, de fapt, în niciun fel un avantaj pentru copiii. Am început și pentru că foarte multe dintre să știți deja asta, am început și cu informații ulterior ca să vedem dacă ne-am fundamentat bine presupunerea noastră. Și am luat, am zis eu, un eșantion reprezentativ din țară. Am început din fiecare județ, 4-5 de săptămâni, în egală măsură din urmă și din oral, și am început media la educație fizică, educație muzicală și educație plastică. Ai, trebuie să-i mulțumesc și sport asta. Concluzia nu e una tocmai plăcută și îmi pare rău că o să vă supărați pe mine, dar e o realitate și nu pot spune așa cu prieteni necozmetizată ca să nu se reprezintă. 96,2% din eșantionul nostru, care am crezut de reprezentativ, au medii de la 9 la 10. Mai mult decât atât, aproximativ 93% și sper că nu se reprezintă, sau medii la 10 fix. Și ce înseamnă în realitate, evaluarea la disciplinarea asta se face doar pe 3 paliere, 3-4, să zicem. Elevilor de ISE media 10, 9, 50, 9 sau alta, care vă spun eu mici. Alta fiind în proporție de 3,1%. Dacă tot o facem așa, să facem oficial. Și am propus la această întâlnire sistemul de calificative. Nu mai pot să deschid sumia la proiectul inițial al legii, ci calificative, dar și cu primat, insuficient, suficient, bine, foarte bine. Fă fie bine sau fă fie rău, dar în realitate trebuie să fim onești cu noi înșine. Dacă facem evaluarea la aceste discipline, așa cum o fac eu la matematică, de exemplu, și trebuie să știți, și asta, sigur, sunt mai mulți să mă facem în sală, ca să am și un pic de suport, atunci când dau un loc de 7,50 la un test, dacă n-am valenul în lucrare și justificați de fiecare 10 studii, se supără de o credință pe mine că nu fac evaluare corect. Eu nu spun că nu faceți corect, dar realitatea răspunde că am decurajat. Și mai mult decât atât, dacă tot intervalul este atât de mic, cu ce mai diferențiază elevii sau cu ce mai contribuie la evaluarea ulterioară, doar ca un termen sponsor. E părerea mea, repet, probabil că îi vorbesc ca din consul de sport, acum nu fac un lucru de 90. Prin urmare, ne menținem poziția. Deocamdată, pentru că vă reamintesc că pe parcursul legii este cel care e normal. Pus pe masă de inițiator, Ministerul Educației, dezbatere ca cea de astăzi, intrat în Parlament, dezvăzut în Parlament, unde mai poți fi adus, evident, Parlamentul este suveran și are dreptul să ne modificăm dreptului de lege. Sperăm că ceea ce punem pe masa Parlamentului să fie mai prea puțin efectiv. Dacă acolo se întâmplă ceva, ne supune voinței poporului. Altfel, de fapt, cred că ar fi trebuit să încep cu altceva, dacă este sau nu este nevoie de o nouă lege a educației. Asta cred că ne răspundem noi dimineața când plecăm de acasă și ne uităm în ritm și ne întrebăm dacă toate lucrurile merg bine în sistemul de educație română. Din punctul nostru al fiecăruia în parte, merge bine. Pentru că nu cred că unul dintre noi va spune acasă dimineața că nu își va face treaba la cursul zilei. În realitate, rezultatele spun că nu merge bine, ceva scârțe.
De asta avem abandonul cel mai mare din Europa. Nu, pe locul 3 suntem de foarte mulți ani, mai sunt două state, Spania și Malta, care au abandonul mai mare pe locul 3. Dar avem un analfabetism funcțional foarte mare, pentru că ceva nu merge. Și ca să schimbăm ceva care nu merge, modificăm subiect de substanță și nu doar cosmetizări. Prin urmare, ne-am asumat această misiune de a produce o nouă lege a educației, conștienți fiind de fapt că orice schimbare majoră în sistem va întâmpina o opoziție poate îndreptățită de multe lucruri. Cam asta am avut de spus. Sunt foarte deschis să discut cu dumneavoastră liber orice temă, n-am niciun fel de îndrăgire.